Locuitorii din zona Clăbucet beneficiază de o parcare cu 50 de locuri, de mai mult spațiu verde și de agrement. Primăria Timișoara a amenajat o parcare modernă cu dale de beton pentru înierbare, cu zonă pentru pubele și a plantat 20 de arbori de talie medie. Utilizatorii de biciclete vor avea la dispoziție o parcare securizată care urmează să fie amplasată aici. A fost un proiect pe care l-am făcut în dialog cu timișorenii care locuiesc în această zonă. Așa am reușit să facem o amenajare în care e loc pentru toată lumea, și șoferi și bicicliști, dar și copii și seniori care au nevoie de zone verzi. În zona Clăbucet, aceasta este a treia parcare pe care am amenajat-o. Are dale ecologice, arbori pentru umbră vara și un spațiu pentru colectarea deșeurilor, anunță primarul Timișoarei, Dominic Friț. În zona Clăbucet au fost demolate garaje aflate lângă cimitirul Calea Șagului. În locul acestora au fost amenajate locuri de parcare și spații verzi. Canisita veche e în curs de a fi înlocuită cu o canisită mai mare. Urmează de asemenea ca spațiul verde care întregește parcul să fie amenajat cu alei, iluminat pietonal și arbori. Parcul este de vizat și el pentru instalarea iluminatului public. Parcarea a fost amenajată la intersecția Clăbucet-Vulturilor, unde în toamna anului trecut a fost realizată o pistă de biciclete. Aceasta leagă Calea șagului de Viitorul Pogelu și de rețeaua Velo de pe malul Begăi. Pista de pe Vulturilor Transilvania Crizantemelor este gândită ca o continuare a celei de pe Eneas, urmând ca intersecția cu Calea șagului să fie amenajată pentru a oferi siguranță și continuitate bicicliștilor.